Salut! Numele meu e Aaron și vă voi prezenta cum să puneți parchet paș cu paș. Dacă n-ați mai pus niciodată, puteți învăța de la zero. Haideți! Ce trebuie să știți atunci când începeți să puneți parchet este faptul că fiecare parchet este diferit, diferită tehnologia la fiecare. Am să vă dau câteva puncte forte, puncte cheie de care trebuie să țineți cont înainte să vă apucați și în timpul lucrului pentru parchet, cu o mică demonstrație chiar și cu parchetul pe care l-am. Acestea sunt instrumentele de care aveți nevoie în mare parte pentru a pune parchet cu ușurință. Este o scândură în formă de intrările de la parchet, da, cum se învină, un ciocan de cauciuc, bara Z, foarte importantă, pentru a putea bate atunci când ajungeți în capăt la perete, da, și nu să mai aveți loc să bateți dinți pe perete, trebuie să bateți contra, da, ca să puteți trage parchetul. Pene de plastic pe care o să le puneți la perete ca să nu împingă parchetul să intre în perete și altfel să se umple. O ruletă ca să măsurați. Pistol de lipit cu silicon, da? Un creion și un echer ca să măsurați și să trasați corect și drept, da, liniile de pe parchet. Siliconul o să-l folosiți în special la îmbinări sau la traguri unde nu puteți pune o bucată întreagă, da, și trebuie să lipiți, sau dacă cumva este o diferență de nivel între suprafața unde puneți parchet și cea care urmează să o puneți și trebuie să ridicați puțin nivelul. Desigur, mai este nevoie și de un pendular. Mare atenție dacă îl împrumutați sau dacă îl luați de la cineva, îl cumpărați, să aibă o lamă potrivită de tăiat. Câteodată lama nu este potrivită și zgârie parchetul, da? Face anumite nereguli în parchet atunci când îl tăiați, dar dacă tăiați din partea din spate, da? Începând întotdeauna trasați din spate, nu o să aveți probleme. Așa. Și întotdeauna începeți de la un colț. Da? Oricare colț poate să fie acesta. Începeți și puneți prima placă cu spațiul de delimitare între fereastră sau dacă aveți perete și parchet. Pentru că el o să urmeze să se dilateze, da, și o să creeze valuri sau o să împingă plăcile între ele. Și atunci întotdeauna să puneți pene sau chiar bucăți de parchet, da, ca să susțină aceeași dimensiune cu care ați început să măsurați. Se începe de la un capăt al camerei. Cu cât este mai mare camera, cu atât este mai greu de lucrat și o să aveți nevoie de ajutor, adică de încă o pereche de mâini, dar puteți lucra și singur, doar că durează mult mai mult. Și când lucrați într-o cameră de 2-3 metri pe 3-4 metri, puteți lucra ușor, dar tot ce depășește 6 metri, trebuie să lucrați cu un rând întreg, exact cum vedeți aici, este un rând întreg, da, de plăci, una după alta. Cum s-au montat, se iau plăcile, da? Se pune lângă celălalt rând. Primul rând întotdeauna este foarte ușor, de oriunde începeți, îl puneți de la un capăt până la celălalt. Problema este când vine al doilea rând. Al doilea rând trebuie căutat metoda de îmbinare. Așa cum v-am zis, asta este doar un exemplu pentru că sunt multe tehnologii de parchet. Acesta are îmbinarea în felul acesta, prin apăsare, da, se face un canal, se strânge și cu o mică bătaie este potrivit. Da? Nu pot să țin și ciocanul să vă arăt, dar în metoda aceasta se montează. Însă, dacă camera este lungă, nu puteți pune al doilea rând sau al treia rând, la fel cum l-am spus pe primul. Trebuie făcut un rând întreg, adică puse una după alta. Da? Se ia următoarea placă, se montează
se aliniază. Da? Vedeți cum face clicul perfect. Se pune lângă celălalt rând, se duce până în capăt, indiferent cât e camera. Cu cât e mai lungă, e mai dificil, dar se poate pune oricât de lungă. Și doar apoi se ridică peste celălalt canel, da? Peste spațiul ultimului rând și se îmbină și se potrivește. Da? E foarte simplu dacă înțelegi ideea de bază. Sigur, să nu se uite a se pune, vedeți, protecțiile de pene, da? La fiecare rând, ca să susțină și să nu împingă parchetul în perete, da? Ca să nu se deplaseze. El fiind tăiat, o să trebuiască să și tăiați din el. De cele mai multe ori, camerele nu sunt drepte sau spațiile în care se pune parchet și atunci trebuie tăiat. Câteodată și parchetul nu este perfect drept. Trebuie tăiat și potrivit. Nou, când ajungeți la obstacole, unul dintre obstacolele principale sunt caloriferele. Trebuie să tăiați în jurul țevilor, da? Ca să vă asigurați că se deplasează parchetul în continuare în jurul țevei. Iar alt obstacol, când ajungeți la coturi din cameră, de exemplu, aici este o sală unde sunt stâlpi, da? Și a trebuit să tăiem pe lângă stâlpi. Ideea care este? Întotdeauna să nu terminați placa la un colț. Deci măsurați în așa fel încât să treceți cu placa dincolo de colț. Da? Pentru că dacă se găsește un colț, atunci aici o să aveți pierdere în rezistență. Dacă este o placă întreagă care trece de colț și se îmbină cu altă placă la colț, da? Cum se vede aici, este o placă întreagă, aici e delimitarea, ea are rezistență pentru că este în placă. Dacă se termina aici placa, aici prin apăsare se reducea susținerea parchetului. Un aspect important este acela de a crește rezistența parchetului de la un rând la celălalt prin a tăia ultima bucată de la un rând și bucata aceea a fi începutul celui de-al doilea rând sau celui de-al treilea rând. Da? Întotdeauna vă uitați după tăieturi ca să vedeți să nu bată una cu următoarea sau chiar cu a treia. Cu cât creșteți mai mult distanța între tăieturi, cu atâta creșteți rezistența parchetului. Pe cele mai multe cutii sau pachete de parchet sunt afișate și instrucțiunile. Și atunci puteți observa că este aceeași explicație care v-am dat-o, doar că din nou ține de tehnologia parchetului. Urmăriți instrucțiunile, este foarte simplu, nu vă grăbiți, dați multă atenție, măsurați de mai multe ori și o să puteți reuși să puneți parchet cu succes. Prima precizare pe care vreau să o mai fac este atunci când aveți depus între două încăperi parchet. Vedeți cum este aici, este polistiren și aici urmează să fie pus terminat parchetul pentru sală și apoi de aici urmează o altă cămăruță în care tot se mai pune parchet. Între două camere, cum poate să fie și la bloc sau la casă, trebuie să fie o delimitare când se trece între două zone sau chiar și dacă sunt parchet, poate să fie și diferențe de nivel. Oriunde ar fi asemenea situație, trebuie pus o bară de trecere, e o delimitare care susține parchetul pentru că nu are perete. Eu întotdeauna trebuie pus până la un perete, dar cum nu are perete, dar la o trecere la ușă, trebuie pus o delimitare. Și este o bară de diferite materiale, poate să fie de lemn, din metal, din plastic, din ce vreți. Și acoperă zona de mijloc. Da? O acoperă
jumătate din bară va trece peste parchet din prima sală sau din prima încăpere, jumătate va trece și va acoperi cealaltă și are un canel pe dedesubt, din prim mijloc. Da, și se pun dibluri și cu capete care alunecă în acel canal și apoi se presează acea delimitare, da? Și este ca un spațiu de trecere dintre care asigură trecerea dintre cele două. Atât. Să vezi.